Îi mulțumim Domnului că suntem azi prezenți aici, într-un număr așa de frumos. Cu ajutorul lui vrem să avem o lecție și astăzi și să învățăm din ea. În aceeași zi în care Domnul nostru Isus a înviat, știți că doi ucenici se duceau spre Maus. Și discuțiile lor erau în legătură cu evenimentul respectiv. Apare un străin și acel străin oarecum Arătându-se mirat de ceea ce vorbesc, îi întreabă: Ce sunt aceste vorbe? Păi cum? Tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea, ce eveniment a avut loc. Lecția de astăzi mi-a fost sugerată de ceea ce se întâmplă în zilele noastre de astăzi. Poate că ați văzut Israel. Deci, este oarecum în mod minunat ajutat de Dumnezeu. Cum se întreabă și înțelepții lumea acestea? Cum poate fi chestiunea? Aceasta. Dar poate că cei ce ați văzut știrile ați putut vedea ce se întâmplă și aș vrea să spun fraților trăim zile profetice, zile minunate, mari minuni ochii noștri văd în zilele noastre de astăzi. Este încă o punte de trecere în siguranță că nu în zadar umblăm, nu în zadar ne-am atașat de acest adevăr minunat care vedem cum se întâmplă și cum se oarecum se desfășoară evenimentele legate de acest popor Israel. M-am gândit la ceea ce găsim în Biblie și am intitulat lecția noastră Smokinu. Probabil că știm cu toții că Biblia vorbește foarte mult despre smokin. Și primele cuvinte legate de smokin, sunt tocmai în grădina Edenului. Vă amintiți acolo un eveniment. Capitolul 3 din uh, Genesa ne amintește exact de acest lucru, Genesa 3 cu 7. Și aici avem prima, primul eveniment sau prima uh, să spunem, scriere legată de smoking, Deci 3, versetul este 7, atunci li s-au deschis ochii, da? la amândoi, au cunoscut iar că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smokin și și-au făcut șorțuri din ele. Deci smochinul nu este ceva care este după cădere, ci este înainte de cădere un, un arbust, un copac, care se pare că nu era asemănător cu ceea ce avem noi în zilele noastre de astăzi. De fapt, smochinul are foarte multe specii, sunt de smochin. În Israelul de mai târziu, când Domnul nostru și Apostolul au trăit, era un alt fel de smochin, care nu avea astfel de frunze, care să le poți scoase la oaltă și să-ți poți face un șorț, cum spune Biblia. Deci era altceva, dar tot același fruct era. Și, în general, m-am uitat pe Wikipedia ce spune despre smochin. Și acolo spune așa că este un arbust care se găsește în jurul mării mediteraneene, în mai înspre sud și mai mult de atât și chiar în Asia de Sud. Deci este un pom care îi place căldura, îi place deci temperatura mai caldă. În zilele noastre, oamenii au încercat să adapteze acest pom și la noi. Chiar duminică am primit un arbuz de genul acesta cu două fructe în el. E tare frumos. Și m-am gândit atunci că ar putea fi legată lecția noastră de acest smoking că prin smokin există totuși ceva care se referă la cineva, putem găsi că așa este. Osia, capitolul 9, versetul 10, găsim această afirmație făcută de profet și se referă tocmai la națiunea lui Israel. Și să ascultăm ce spune, ce spune Osea, 9, versetul 10. Osea 9, versetul 10, ne spune în felul următor. Da. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară, dar ei s-au dus la bal pe or, s-au dedicat acestei rușini idolești și-au ajuns lucios ca și acela pe care îl iubeau. Aici vorbește... Profetul despre starea lui Israel, în ce situație se găsește, și aici este asociat cu smochinul, poporul Israel. Și mai mult, aici, în acest verset, ni se arată că acesta a fost găsit ca un smochin și ca niște roade în primăvară care sunt dulci. În Textul din Isaia 28, versetul 4, găsim o afirmație puțin mai, 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 să spunem, mai explicită în direcția ceea ce noi urmărim în lecția noastră. Și iată ce spune în Isaia 28, versetul 4: să-l ascultăm pe profetul Isaia care vorbește despre acest aspect. Și floarea veștejită a podobei strălucite, care este pe culmea văii mânoase, va fi ca o smochină timpurie, care se vede înainte de culesul rodelor și pe care abia o ia în mână și îndată o și înghiți. Deci am observat aici că e vorba de cele din tirodea roade al în primăvară. Cele din tirodea, dar ei s-au dus la bal pe oră. Cred că aici profetul vorbește nu de națiunea lui Israel care s-a găsit pe timpul Domnului Iisus, ci vorbește de strămoșii acestui popor Israel, care într-adevăr deci coincideau cu acest nume de smochin, aveau dulceață în ei și cum spune Isaia 28, deci abia o atingi că și vine să o înghiți. Deci Așa au fost caracterele acelea de deci strămoșii poporului lui Israel. Și noi știm cine au fost aceștia. Avram, Isaac, Iacob și toți profeții, au fost, deci, reprezentanții timpurii a acestui smochin. Deci, pe marginea acestei chestiuni, vrem să discutăm astăzi și să vedem bine cuvintele lui Dumnezeu care sunt alocate acestui smochin. Deși în timpurile străvechi, vedem că nu prea s-a mintit. Foarte puține dovezi. Am văzut, deci, iată, Osia 9 cu 10, am văzut Genesea 3 cu 7, care nu face trimitere la poporul Israel, ci doar amintește prima dată de smochin. Și vedem apoi ne amintim de judecător 9, 10 și 11, acolo a fost o întâmplare și probabil că cei mai mulți dintre noi știm că acolo e vorba de sistemul deci, eclesiastic care căuta un împărat. Și acest sistem eclesiastic, deci, a făcut propunere diferitelor puteri de la vremea respectivă și să domnească peste el. Și, în primul rând, deci, ne ducem în judecător și vom vedea 9, 10 și 11, unde se amintește această chestiune foarte, foarte interesantă, unde este amintit, de fapt, și smochinul. Iată ce spune aici uh, Cuvântul lui Dumnezeu. Și copacii, versetul 10, și copaci au zis smochinului. Vino, tu de împărățește peste noi. Dar ce spune Zmochinul? Zmochinul le-a răspuns, să împărăsesc eu dulceața și rodul meu cel minunat ca să mă duc să mă frământ pentru copaci. Copacii de aici reprezintă neamurile, împărățiile care își doreau ca cineva să împărățească peste el sub o stare în care se conducă pe drumul cel drept. Și primii care au fost deci, vizați în direcția aceasta, iată, evrei, voi știți și știm cu toții că au fost oameni foarte înțelepți, datorită cărui fapt? Că Dumnezeu le-a dat legea care îi Și uitați-vă și evenimentul ce s-a întâmplat. A fost conceput de o mișcare de tineri cu capacități peste așteptări. Și iată ce au realizat. Minuni. Deci, acest popor este, de fapt. Un popor înțelept nu datorită lor, ci datorită lui Dumnezeu și datorită legii care i-a înțelepțit pe aceștia. Deci, aici ni se amintește, în primul rând, despre, despre starea acestui popor care este amintit ca și smokin, care își doreau ca să împărățească peste împărățiile lumii, dar Israelul niciodată n-a urmărit așa ceva, pentru că Dumnezeu nu le-a dat această posibilitate. Că în final vom vedea în lecția noastră, vor ajunge aici, este cu totul altceva. Deci am văzut că în Noul Testament, atât în, în Osea, cât și în Isaia 24, cotor 9 90, în Habacuc 3 17 ne amintim la fel, că și acolo se amintește despre acest lucru. Și fratele Russell de comentează reprintul 1556 legat de Habacuc 3 și 17. Ne amintim cu toții ce scrie acolo că uh, mochinul nu-și va da roada. Deci, vedem acum în timpurile noastre, în care biserica este aproape pe terminate și urmează ca ea să plece de aici și în locul ei rămâne o clasă care va exprima aceasta, aceasta și va spune smochinul încă nu am mugurit, încă nu dă roade acest smochin. Dar ce spune clasa aceasta în final? Dar eu mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Probabil cu toții știm că aceasta este clasa turmei celei mari care va rămâne după ce biserica va fi completată, va fi trecută dincolo de vârf. Și aici se face trimitere la smokin, deci arătând pe națiunea lui Israel. În Noul Testament avem mai multe trimiteri și sugestii referitoare la smokin. Matei 21, 18 la 21. Să ascultăm ce spune chiar Domnul nostru Isus. Matei 21. Să-l ascultăm pe Domnul nostru Isus ce spune. Deci, Matei 21, 18 la 21. Iată ce spune. Și de dimineață, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. Și văzând o smochin lângă drum, s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze în el și i-a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine și îndată smochinul s-a uscat. Oare credem noi că a fost întâmplătoare această minune a Domnului Iisus? Ucenicii s-au întors seara și s-au mirat că acest smochin s-a uscat de îndată. Credem cu toții că n-a fost întâmplătoare această minune. Și aceasta nu sugerează că dacă nu e place de un pom, să-l blăstămăm și se termină cu el. Deci, să se usuce. Și aici Domnul Isus a dat o lecție vis a -vis de poporul lui Israel. A căutat roadă în acesta. Dar observați că smochinul și satură. Isus a flămânzit și avea nevoie de hrană și s-a dus să caute smochin. Citeam tot pe Wikipedia că smochinul are proprietăți de saturație foarte mari pentru corpurile umane. Chiar și medicamente se fabrică din aceste poame ale smochinului și nu doar din poame, ci și din frunzele lui. Deci când ne uităm la aceste aspecte, e foarte important să înțelegem dincolo de aceasta Bine cu lui Dumnezeu pe care el a vrut să le rete, alegând acest pom ca să-l reprezinte pe Israel. Și aici, deci, Domnul nostru Isus, deci, văzându-ți mochil lângă drum, s-a apropiat, dar el n-a găsit decât frunze în el și i-a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine și, în dată, s-a uh, uscat. Acest în de aici nu înseamnă că niciodată smochinul acesta, deci, nu va da roade. Traducerea corectă de aici este pentru un timp. Să nu dai roade pentru un timp. Și vom vedea acest lucru în alte afirmații pe care Domnul Isus le-a făcut. Deci, am văzut în Matei 21, 18 la 21 acest aspect. Marcu, Evanghelistul, în capitolul 11, face referire la același lucru și iată, se pare că. Marcu prinde un pic ideea mai bine, deci versetul 12, 13 și 14. A doua zi, după ce a ieșit din Betania, el a flămânzit. Zărind de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze pentru că nu era timpul smochinilor, spune traducerea noastră. Traducerea corectă spune pentru că nu era timpul trecut a roadelor. Deci Iisus vine să caute la poporul lui Israel roade. Încă nu era trecut timpul. Era anul cam aproximativ 33 și jumătate. Și el mai trebuie să dea roade încă câțiva ani până la anul 36. Ei, lucrul acesta, trei ani și jumătate, deci la au îndeplinit alții, apostolii, care au primit de la Domnul Iisus însărcinarea să nu vă duceți la străin sau la neamuri, ci să vă duceți doar să predicați și să duceți vestea aceasta doar oilor pierdute ale casei lui Israel. Vedeți? Încă mai era perioadă de a găsi roadă în acest mochin. Dar cât a fost acea roadă? Foarte puține au fost aceia care, iată, au putut să aducă roade să fie plăcuți tatălui. Și răspunzind, Iisus a zis smochinului, în viac, să, nu, să nu, mai mănânce nimeni rod din tine și ucenicii să-i -au auzit aceste cuvinte. Deci când ne uităm la acest eveniment de aici, observăm că Domnul Iisus a vrut să dea o lecție acestui popor și el, se pare că n am învățat nimic din lecția aceasta. Deci Marco descrie acest aspect. Și Luca trece în revistă acest lucru. Luca 12,6. iată ce găsim în Luca 12 cu 6, tot legat de evenimentul acesta. Să-l ascultăm pe Domnul nostru Isus. 12, versetul 6. Da? nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Deci, în fața lui Dumnezeu, chiar dacă pentru un timp, fraților, surorilor, se pare că El ne-a uitat, totuși, iată, aici Iisus dă imaginea că orice vrabie, deci, contează în fața lui Dumnezeu, arătând că, de fapt, noi, contăm pentru că ne-am pus încredere în El. Ne-am încrezut în sângele acelea care a fost răscumpărarea noastră. Deci Luca amintește lucrul acesta. Apoi 13 cu 9. Iată ce găsim în 13, versetul 9. Aici găsim, de fapt, de la 6, voi citi la 9, pilda smochinului neroditor. Iată ce spune aici. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis îngrijitorul lui viei. Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ta el! De ce să mai cuprindă? Și pământul degeaba. Domnule, i-a răspuns el: Mai lasă-l și anul acesta, până îl voi săpa de jur, în prejur și voi, îi voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face rodă. Dacă nu, îl vei tăia. Observăm că Isus aici merge puțin mai aproape de această națiune și caută rod la ea. Și era pe punctul de a fi tăiat de a fi îndepărtat din grația lui Dumnezeu. Și totuși, vedem că încă au avut câțiva ani, cum spuneam, de favoare. Încă trei ani și jumătate au pus gunoi. Ce înseamnă gunoi de aici? Deci ceva ca să îl facă, totuși să se trezească, să revină la viață, să poată face frunze și apoi să facă roade. Și toate aceste lucruri deci, iată, le-a făcut Dumnezeu prin Domnul Isus, apoi prin apostol, lucrarea aceasta a continuat tot în sânul acestei națiuni. Deci Luca trece în revistă acest aspect. Și așa cum spuneam în reprintul deci 2564, găsim foarte multe referințe la acest aspect. Dacă mergeți acasă, căutați-l și veți vedea ce lucruri mărețe sunt legate de acest mochim în acea lecție. Ne aducem aminte tot în legătură cu smochinul de un eveniment pe timpul Domnului Isus. Ioan 1, 47 la 49. E vorba de Natanael acolo, cu toți știm. Când, iată, îl găsește uh, Filip și îi spune, noi am găsit pe acela despre care, iată, au vorbit profeții. Și Filip, și Natanael întreabă: Unde este? Vino și vezi. Interesant. Vino și vezi. Îl invită să meargă să vadă Natanael. Și când îl vede, primul lucru care îi se întâmplă spre mirarea lui, Domnul Isus, văzându-l venind pe Natanael către el, ce cuvinte exprimă. Iată un israelit adevărat în care nu există vicleșug. E o lecție de, pentru noi de învățat de aici. Dacă există vicleșuc, să știți că nu-i bine. În Roman 9,6, apostolul Pavel spune că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Puțini au fost adevărați israeliți în națiunea aceasta. Puțini s-au putut, să spunem, identifica cu smochinul. Foarte, foarte puțini au fost aceia. Natanel, mirat spune, da, de unde mă cunoști? De unde știi tu ce eu și cine sunt eu? Și ce îi răspunde? Te-am văzut când erai sub smochin. Ce făcea acolo? Se pare că se ruga. Se pare că națiunea lui Israel, deci s-a înțeles această reprezentare, reprezentare a ei prin smochin. Și fiecare izraelit, dacă avea o mică curte, își punea un smochin acolo și obișnuia sub el să se roage lui Dumnezeu. Era ceva deosebit pentru ei. Și aceasta îi făcea oarecum mai uniți. Vă imaginați când vezi un pom care este comun la, to la toată comunitatea, nu te bucuri de el? Ba da! Și acolo un smochin! care la avea această națiune le dădea putere, le dădea forță și puteau înțelege că ei sunt totuși ocrotiți de Dumnezeu, mai ales având și afirmațiile din cuvântul lui Dumnezeu legate de acest mochin. În partea a doua a lecției să observăm reînsuflețirea acestui smochin. În Matei 24:32, cred că cu toți trebuie să știm, toți studenții Bibliei ar trebui să știe ce scrie acolo Matei 24, 32. Iată ce spune. Și aceasta este o afirmație tot a Domnului Isus. Să-l ascultăm. De la smochin învăța spida lui, când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, în știți că vara este aproape. Deci, aici se face referire directă când veți, când, când vezi vedea deci, că, într-adevăr, îi frăgezaște și înfrunzaște mlădița, știți că vara este aproape. Despre ce vorbea Domnul Isus aici? La vremea respectivă, mulți n-au înțeles această afirmație, dar un arc de timp sau o punte peste timp a ajuns până la noi să înțelegem că aici Domnul Isus s-a referit la a doua sa venire, în care va avea loc înfrăgezirea sau înmugurirea acestui smochin. Și vedem noi acest lucru? E istorie trecută, fraților. Și nu poate decât să ne bucure pentru că am ajuns să vedem întâmplându-se și mai mult, pipăind aceste lucruri. Nu este minunat că trăim aceste timpuri minunate? Ba da, cred că. Deci, Prima referire de resuflexiune este arătată aici. Ne spuneau: Ce nici, când veți vedea. Dar acolo s-a spus mai în față și toți copacii. Și vom vedea că un alt evanghelist trece în revistă și toți copacii. Adică revigorarea tuturor poporilor. E un adevăr acesta? Uitați-vă, fraților. Niciodată ne-am putut gândi că în Africa neagră. deci, să fie atâta cunoștință, să fie unii frați care sunt atât de înaintați în adevăr. Ne minunăm de lecțiile care uh, ei le-au avut în adunarea trecută. Trăiam cu impresia la un moment dat că uh, mai era la altă ieri săraci s-au dat jos din copari. Pe când ei sunt mult mai înaintați în adevăr. Observați toți copacii deja uh, îmugurind. Toate țările. Și vedem lucrul acesta că este o realitate. Niciodată în istoria omenirii n-a fost atâta cunoștință, atâta binecuvântare. Chiar la noi. Niciodată nu a fost așa ceva. Vedem noi lucrul acesta? Da. Daniel spunea 12 cu 1, vă amintiți? 12 cu 3. Cunoștința va crește. Oamenii vor alerga încoace și încolo. Venim la adunare cu mașinile. Deci, iată ce lucruri minunate se întâmplă în zilele noastre. Deci, prima resuflețire arătată Domnului Iisus legat de Israel de smochin. Când veți vedea smochin, câți văd acest smochin în zilele noastre de astăzi? Mulți? Sau puțini? Foarte puțini. Deși în zilele noastre ne mirăm că mulți creștini vorbesc, dar nu știu ce e dincolo, de ce s-a adunat acolo, ce se întâmplă cu ei, ce va fi cu ei. Deși Scriptura vorbește ce va fi. Da. Deci observăm că, într-adevăr, revigorarea aceasta pentru națiunea lui Israel, deci a început. Matei 24 cu 32 este un început. Sigur că, văzând evenimentele din zilele noastre, ne punem întrebarea oare ce se va alege din ceea ce se întâmplă acolo. Aveți credința că, totuși, cel ce au fost dat în neamul în stăpânire, deci dirigează mersul evenimentelor de acolo din Israel? Cu siguranță că da. Evenimentul care l-am relatat deja este unul din acele semne, o minune pe care nimeni nu poate explica. Cum poate să, pot să explodeze asemenea aparate? Nu v-ați fiecare și noi avem câte un aparat. Știm ce e în el. Probabil că nu prea știm. Așa este. Dar, sigur, totul depinde de cel de sus. De acolo. Deci doar am făcut o paranteză ca să ne dăm seama cum lucrează Dumnezeu cu această națiune Israel. Și vedem că minuni mari ochii noștri văd. Cea mai mare minune va fi viitoarea minune legată de acest popor Israel sau de acest mochin. Așa cum ne arată Zaharia, va fi un timp Zarea 12 prinde evenimentele din zilele noastre de astăzi. Voi face din Răsălim o vatră de foc pentru cine? Pentru toate națiunile. Vă uitați la știri, fraților, vă uitați în presa scrisă, în mass media, vă uitați să vedeți că uh, evenimentul special relatat în aceste medii de informare este Israelul? Observați, este o piatră grea, cum zice Zaria pentru toate poporile. Toți cei ce încearcă să o ridice, zvătămazdea. Nu știu rezolvarea ei. Domnul nostru, Tatăl nostru din cer știe lucrul acesta. Cu siguranță și Domnul nostru Isus. Și dacă vrem să știm, și noi putem să știm aceste lucruri, că aceste evenimente ce se întâmplă acolo nu sunt în zadar, ci sunt evenimente dirijate de cel prezent a doua Oară. Și împreună cu el, știți voi și alții, împreună cu el dirigează mersul evenimentelor. Trebuie să avem credința aceasta. De Zaharia prinde exact lucrul acesta. Citind în fapte capitolul 15, acolo găsim de la versetul fapte 15, 16 și 17. Acolo spune, Petru, de fapt, a făcut afirmația aceasta că Simon a spus, Simon a spus Iacov cite, îl citează pe Simon, cum Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă din mijlocul lor un orot care să-i poarte numele. Deci după ce Israel și-a atins, să zicem, roada lui, această favoare a trecut la noi la neamuri. Și Petru prinde exact acest segment din profeție arătând că favoarea de la Israel a trecut la neamuri. Ca și nație ei au pierdut-o, dar ca indiviz nu. Și vedem că aici el trece în revistă ceva deosebit, arătând revigorarea sau reînsuflețirea smochinului. Arătând că după ce mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Ce este această ridicare din nou a cortului lui David din prăbușirea lui? Decât restabilirea acestei națiuni, deci pe ace, la aceeași măreție, la aceeași organizare pe care a avut-o atunci când ei erau poporul unic al lui Dumnezeu cu care Dumnezeu ne -o negocia. Și așa cum spune, mi se pare tot OSIA, numai pe voi, vă ales din toate națiunile Pământului. Deci și ei sunteți cea mai mică dintre națiuni. Mă uitam pe hartă acum, studiind subiectul acesta și interesant că uh, oamenii așa. -s. Se vede că au urășit de acest popor. Doar au trecut acolo, la toate țările sunt trecute capitalele, dar la Israel, scrie Israel, dar fără capitală. Puțin sunt cei ce recunosc capitala care a fost, de fapt, declarată ca și capitală, nu Tel Avivu, ci Ierusalimul. Puțin. Printre cei puțini, și noi români am fost care am recunoscut că Aia capitala. Dar comportamentul a fost exact invers în direcția aceasta. Nu vrem să intrăm în chestiunile acestea, dar să vedem că, totuși, e un lucru deosebit. Deci, revigorarea lui Israel și această renaștere a Mochinului a fost profețită, iată, aproape acum, aproape 2000 de ani. Deci, și aceasta este o dovadă, uh, încă în plus, de ceea ce noi discutăm în volumul uh, 6: Că au greșit apostolii, că au așteptat atunci la prima venire, deci împărăția. Nu este adevărat. Uitați-vă, un arc de timp în care se împlinește această profeție, deci revigorarea smochinului sau națiunii lui Israel. Cea mai minunată dintre ele este, de fapt, cea arătată în Ieremia 31. 31 la 36 și uh, vom citi acestea pentru că sunt foarte importante și tare puțin creștini pot, pot vedea acest lucru. Ieremia 31, 31 la 36. Să-l ascultăm pe profetul Ieremia ce are de spus în direcția acestui popor. Iată ce spune el. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că le eram soț, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul. De la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își le voi ierta nelegiurea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Versetul 35. Așa vorbește Domnul care a dat soarele ca să lumineze ziua, care a da, care arândui luna și stele să lumineze noaptea, care întărită mare și face valorii să urle, el la cărui nume este Domnul Oștilor. Numai când, vom, când ar înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, numai atunci sămânța lui Israel va înceta să mai fie un neam înaintea mea. Observați ce făgăduință puternică! Unii apropiați nouă, Trec cu vedere aceste afirmații din profeție și spun: Nu mai are nicio legătură Israel. Ei l-au părăsit pe Dumnezeu și, deci, sunt o națiune ca și celelalte, ba mai blestemată decât celelalte. Nu este adevărat. Deci, spuneam că evenimentul cel mai important va fi instaurarea noului legământ. Noul legământ am putea, să spunem, că și noi suntem într o formă oarecare care sub un nou legământ, dar nu acest legământ care va fi un legământ nou încheiat cu națiunea lui Israel. Pentru că aici face referire nu ca cel care, cu care am le, am încheiat cu părinții voștri în țara Egiptului, nu? Nu ca acela, ci un nou legământ, Deci prima națiune înțelegem cu care se va începe împărăția, va fi această națiune care va primi pe Domnul nostru Isus. Și ne aducem aminte că aici vorbea, după acele zile. Ce zile sunt acestea? După aceste zile, de câte o mie de ani. Deci se va întâmpla împlinirea acestea. Și observați, citind în, în Cartea lui Zaharia 12:3, vom vedea aici, în același capitol, 12, aproximativ șase noțiuni despre în ziua aceea. Deci am vorbit de zile și acum să observăm că în ziua aceea au trecut zilele acelea și acum vine ziua aceea. Deci, puneam Zaharia, este 12, 3, 6 și vom vedea, de fapt. Deci, Zaharia... Pune în capitolul 12, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate poporile. Toți cei care vor ridica vor fi răniți și toate poporile pământului se vor strânge împotriva lui. Observăm noi sentimentul ăsta, fraților, vis a -vis de Israel. Cu oricine discuți, tare puțin sunt cei care văd dreptatea și tare mulți sunt cei care văd, să spunem așa, în dreptatea închipuită. Evreii sunt vinovați, iar ceilalți nu sunt. Uitând că ce s-a întâmplat în 7 octombrie, ia uite, aproape un an, va fi mâine, poi mâine. Deci, uitând acest eveniment și văd exact invers, sigur că cel ce influențează nu e cel bun, ci cel rău. Deci, spuneam versetul 3, apoi uh, urmărim versetul 6. În ziua aceea, iarăși în ziua aceea, deci am observat în ziua aceea ce se va întâmpla. În ziua aceea voi face pe capetele lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă în snop. Voi, mis vor mistui în dreapta și în stânga. Uitați-vă cum sunt atacați și dintr-o parte și din alta. Și ce fac? Uitați-vă. Deci avioanele se ridică și, iată, execută exerciții de anihilarea celor care sunt dușmarilor și care de luni de zile îi bombardează cu rachete și tot ei sunt vinovați. Ei stau pe poziție să apără și până la urmă e nevoie totuși. Deci versetul acesta arată exact starea noastră din zilele noastre de astăzi. Vor mistui în stânga și în dreapta. Mai departe. 9 uh, nouă. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate poporile care vor veni împotriva Ierusalimului. Acest aspect este în viitorul nu prea îndepărtat. Nu pentru totdeauna, dar pentru un timp Dumnezeu va proceda așa. Deci, toți cei ce se pun, spune fratele Rusel în volumul 4, în fața carului lui vor fi călcați de acel car. Deci, ceea ce înseamnă anihilare pentru un timp. Deci, așa ne spune versetul 9. Uh, versetul uh, următor este uh, 11. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea din Hadar Timon în Valea Megidoului. Aici se amintește de bătălia care s-a întâmplat cu multe secole în urmă, deci referitor la, uh, să spunem, invadarea Israelului de către dușmani. Și acolo a avut loc o bătălie în care a intervenit Dumnezeu și a scos pe Israel de învingător. Dar prin mari temeri, prin mare frică, a ajuns Israel să capete eliberarea. Și aici se trece în revistă exact. Observați cum Dumnezeu conduce evenimentele și va aduce pe Israel în starea în care să fie în jale, să fie în temere că pierd totul. Deocamdată nu este această chestiune, ne uităm, Strâmtorarea lui Iacob este tot în viitor și vor ajunge în situația aceasta. Însă, următorul verset ne arată ce se va întâmpla totuși după această strâmtorare. Iată ce spune. Versetul uh, 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de răgăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe lui fiu, și îl vor jeli amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea, iarăși în ziua aceea, spune versetul 11, va fi jale mare. Deci, când ne uităm la aceste aspecte, observăm că Israel, când va fi încolțit din toate părțile, când toate popoarele se vor duce împotriva lor, atunci ei vor fi în starea. Să se umilească. Dar și spre cine își vor îndrepta privirile? Spre cel străpuns. Evenimentul acesta este încă în viitor. Nu știm multe detalii cum se va manifesta această stare de lucru în care ei să-și întorcă privirile spre cel străpuns. Dar, oricum, știm că Scriptura enunță un principiu foarte clar: că inima omului, prin necaz, ce se întâmplă cu ea? se face mai bună, așa -i? Așa va ajunge Israel în necaz să-și întoarcă privirile spre acela pe care l-au străpuns. Dar până atunci, dragi frați și surori, ar trebui să ne aducem aminte de Isaia 40 și să facem exact și noi acel lucru. Versetul 1 și 2, ce spune Isaia în direcția aceasta? Și ne sună nouă, nouă celor care trăim astăzi. Mă mir că uneori sunt cu de vorbă cu frați cu anumite surori, nu știu lucrul acesta, și exact se aliniază și ei pe direcția lumii în general, care se arată oarecum ostil față de Smokin, față de Israel. Mă mir de lucrul acesta. Nu sunt multe cazuri, dar am întâlnit cazuri în care, iată, chiar nu știu ce se întâmplă, nu știu ce cred. Dar Isaia 40, 1 și 2, ne trimit, deci la datoria pe care noi o avem astăzi. Salmul 121 ce ne spune? Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Facem noi, audă rugăciunile fraților și a surorilor, nu doar în adunare, peste tot. Deci Dumnezeu să binecuvinteze Ierusalimul, să aducă pacea acolo. Este un deziderat care nu-i departe de împlinire, dragi frați și surori. Este foarte aproape. Isaia 40, Iată, trece în revistă datoria noastră a creștinilor care trăim în acest timp. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți în inimii Ierusalimului și strigați că timpul lui de suferință s-a sfârșit. Trăim în acest episod al sfârșirii suferințelor lui Israel. Ați văzut suferința? 1.200 de persoane au fost ucise în 7 octombrie de către musulmani. Vedem? Deci acea organizație care a dat, a dat un atac, nu fără permisiunea lui Dumnezeu. Noi nu putem vedea dincolo de ce Dumnezeu a permis lucrul acesta. Dar putem vedea că a zguduit această națiune atât de puternic, încât să strângă la oaltă, deși ați văzut. Mulți din Israel sunt împotriva guvernului actual și încearcă din răsputeri să-l dărâme, să-l dea jos. Dar cine e totuși acolo care ține acest lucru? Probabil că ați avut ocazia să auziți discursurile lui Benjamin Netanyahu, prim-ministru. Sunt excelente, excelente, biblice. Și stăm picioare, deși națiunea în general aproape împotriva lui. Ne trebuie să ne dați înapoi acei oamenii care au fost luați prizonieri. Să ne aduceți înapoi. Cum? Se poate? E imposibil a lăsa pe dușmanii lor în situația în care sunt să se poată să strângă rândurile, să se să renarmeze și alții să-i ajute, ar însemna să fi murit foarte mulți de acolo degeaba. Deci, să vedem aceste lucruri. Însă, Văzând aici, Isaia 40, este o datoria noastră să vorbim bine despre Israel, despre Zmochin, să vorbim bine. De ce? Pentru că timpul lui deci, de pedeapsă s-a sfârșit. Sau îndoitul lui de pedeapsă. Acest îndoit de pedeapsă nu înseamnă de două ori pedeapsă, ci o singură dată pedeapsă. Ia se spuneam unora dintre frați, ca și foaia aceasta. Care o îndoi în două și rezultă două părți. Una Două. Una de favoare. Câte favoare a avut Israel? 1845 de ani. Și pedeapsa lui cât a fost? Tot 1845 de ani. Observați acest îndoit. Deci, îndoit înseamnă de două ori. O binecuvântare și un blestem. Chiar așa erau pe munte atunci când ei au primit legea binecuvântări și blesteme dacă nu vor împlini acea lege. Și iată, în 1878 s-a terminat îndoitul lui Israel. Timpul de pedeapsă. Și prin ce a fost marcat acel eveniment? Toți studenții Bibliei ar trebui să știe prin ce a fost marcat. Primarele congres mondial de la Berlin, unde pentru prima dată s-a discutat despre drepturile și privilegiile acestei națiuni împrăștiată pe mapa, mapa mond, Și prim-ministru Marii Britanii, un evreu, nu a fost întâmplător, fraților, locul acesta. A fost ceva deosebit. Acolo începe timpul de ridicare acestei națiuni, de ducerea lor înapoi. Fratele Rusel era entuziasmat oarecum de acest lucru, dar a observat că nu s-a împlinit în tocmai această profeție de a fi duși înapoi, cum vorbește și Ezechiel, și s-a oprit. Deci, noi trăim exact evenimentul când îi vedem acolo peste șapte milioane de evrei adunați și încă, încă se duc acolo. Probabil că evenimentele care se vor precipita legate de evrei, vor forța pe evrei să se ducă înapoi în țara lor. Probabil că nu i departe vremea aceasta. Timpul s-a scurs, nici am observat, mulțumim Domnului. Deci, să mângăiem pe poporul Israel este datoria noastră. Să împărtășim, probabil că trecerea poporului Dumnezeu va fi legată și de acest, să zicem, eveniment a părtinirii acestei națiuni, în care probabil că și noi vom fi condamnați ei, dacă le vom ține. Va fi o încercare pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute de -așa și să să fim credincioși până la moarte, pentru a primi ceea ce Domnul ne-a promis.